și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la Telejurnalul Regional. Pachet minimal de servicii medicale mult extins față de cel actual. Cine sunt beneficiarii, vă spun mai târziu în telejurnal. Acum să vedem titlurile ediției. Rămâneți cu mine! Cinci mașini au ars ca o torță și alte trei au fost avariate de flăcări într-o parcare din Craiova. De la ce a pornit dezastrul, vă spunem imediat. Programul Tomata va fi îmbunătățit pentru anul viitor. Ministerul Agriculturii a organizat dezbatere publică pe proiect pentru a afla ce mai doresc beneficiarii. Militari români, polonezi și macedoneni au colindat în pas de defilare pe străzile din Caracal. Au cântat colinde și au împărțit cadouri spre bucuria localnicilor. Un incendiu puternic a avut loc în parcarea unui bloc din Craiova. 8 mașini au luat foc una după alta. Totul a pornit de la un autoturism care se afla în mers. Șoferița s-a speriat și a ieșit repede din mașină. Flăcările s-au extins cu repeziciune la alte autoturisme care erau parcate. 5 mașini au ars ca o torță și au fost distruse în totalitate, iar alte 3 au fost grav avariate. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, doar pagube materiale. Mașinile au fost cuprinse de flăcări uriașe, pompierii Sudolj au intervenit de urgență pentru stingerea incendiului cu 2 auto speciale. Autoturismul de la care a pornit incendiul s-a făcut scrum și celelalte mașini au fost distruse, iar pagubele sunt însemnate. Mașina a venit din stradă, probabil a simțit miros de fum, a încercat să o bat din parcare, a tras fără și a murit. Din ea s-au propagat la celelalte mașini. Cauza incendiului a fost un scurt circuit electric. Din cercetările la fața locului, autoturismul se afla în mers, a fost parcat în parcare și incendiul s-a propagat la autoturismele învecinate. Proprietarii mașinilor parcate au rămas cu paguba, iar acum trebuie să găsească soluții pentru a-și recupera banii pe bunurile care le-au fost distruse. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru distrugere din culpă și fac în continuare cercetări în acest caz. Registrul Auto Român a întețit controlele la serviciile auto. Peste 650 de acțiuni de controlare inspectorilor Departamentului de Supraveghere a Pieței au avut loc în octombrie și noiembrie în țară. În urma verificărilor s-au aplicat amenzi de peste 820.000 de lei. Au fost verificate ateliere de reparații din toată țara, ateliere tahografe și limitatoare de viteză, stații ITP, dar și persoane neînregistrate fiscal. Sancțiunile au depășit 820.000 de lei. 10% dintre procesele verbale întocmite au fost la persoane neînregistrate fiscal care desfășurau activități de reparații auto. Reprezentanții Registrului Auto Român atrag atenția că reparațiile efectuate în ateliere care nu respectă legea sunt calea cea mai sigură spre riscul de a primi servicii de o calitate îndoielnică. Intervențiile pe sistemele de securitate pasive și securitatea activă a vehiculului sunt extrem de importante. Șansele de a vă putea rezolva pe calea amiabilă eventualele conflicte sau eventualele evenimente cauzate de calitatea slabă a acestor lucrări sunt zero. Intervențiile în sistemele de siguranță ale autovehiculului sunt complexe și necesită obligatoriu piese și componente omologate. Vânzătorul trebuie să ofere garanție pentru produsele comercializate, conform reglementărilor europene. În cazul în care piesele respective nu se potrivesc, cumpărătorul are dreptul să le returneze, evident, fără ca acestea să prezinte urme de uzură. Programul Tomata va continua și în 2023. Ministerul Agriculturii a pus în dezbatere publică forma dorită și așteaptă propuneri pentru acest program extrem de apreciat de legumicultori. Comparativ cu acest an, există câteva modificări care sunt în favoarea celor care produc apreciatele roșii românești. Programul de susținere a producției de tomate în spații protejate va continua și în anul viitor. Spre deosebire de cum a funcționat în acest an, pentru 2023 există mai multe modificări. Acestea au fost dezbătute la Olt cu reprezentanții legumicultorilor, dar și ai autorităților locale din cele 2 bazine legumicole din Olt. Suntem siguri că vom avea și avem bugetat ciclul 1 cu 3.000 de euro, cum s-au învățat micii fermieri, 3.000 de euro pe 1.000 de metri pătrați, pe fermă.
Noutatea este că în hotărârea de guvern care va apărea zilele următoare, sigur vom avea perioada de vânzare va fi prelungită până la 30 iunie, în așa fel încât Ministerul Agriculturii să nu mai fie dispus să facă modificări la HG din perioada implementării măsurii. Deci fermierii se știe de la început că până pe 30 iunie au posibilitatea să-și vândă producția în piață fără alte emoții. Legumicultorii se declară mulțumiți de decizia continuării acestui program, dar susțin că suma acordată este una insuficientă în condițiile în care prețurile au crescut foarte mult. În plus, ei sunt nemulțumiți că în documentul pus în dezbatere public nu se face vreo referire la ciclul 2 al acestui program. Este benefică această întâlnire pentru că orice legislație, orice lege lăsată în dezbatere nu poate să aducă decât beneficiu astfel de întâlnire, pentru că problemele noastre din teritoriu sunt dezbătute aici, se va ține cont sigur și de ceea ce noi avem nevoie pentru programele care urmează să fie în derulare. Este bine că este o continuare, este bine că fermierii se bazează pe încă un program de sprijin, numai că avem nevoie de o sumă mult mai mare, 5.000 de euro, per beneficiar, avem nevoie de creșterea bugetului total alocat acestei scheme. Putem spune că vedem anumite îmbunătățiri, doar o vizită pe teren. Ce mă surprinde e că s-a tăiat practic din partea de finanțare, pentru că anul trecut știam cu toții că acest program presupunea acordarea unui sprijin de 3.000 de euro în prima parte a anului și încă 1.000 de euro pentru mulțime de culturi în a doua parte a anului. Eu am rămas surprins să văd că s-a anulat acest sprijin de 1.000 de euro din toamnă, în condițiile în care știm cu toții creșterile de prețuri la inputuri sau costurile mărite la produsele pe care fermierii le folosesc în fermele lor. Participanții la dezbatere care au cultivat legume în spații protejate în toamnă au primit din partea autorităților o veste bună. Cei 1.000 de euro le vor intra în aceste zile în conturi. Ordinele de plată au fost trimise încărcate în trezoreria centrală, astăzi vor intra în trezoreria Slatina. Noi avem deja 4.000 de ordine de plată făcute, urmează decât să le semnăm și să dăm drumul să intre în conturile fermierilor. Deci mâine, cel târziu vineri, 4.000 de fermieri vor avea bani în cont. În fiecare an, Oltul a fost județul cu cei mai mulți legumicultori înscriși în acest program desfășurat de Ministerul Agriculturii. Anul acesta, aproximativ 6.500 de legumicultori au fost înscriși în programul Tomata, atât în ciclul 1 cât și în ciclul 2. Persoanele care nu fac dovada calității de asigurat vor beneficia începând cu 2023 de un pachet minimal de servicii medicale mult extins față de cel actual. Serviciile vor fi realizate de medicii de familie. Potrivit unei propuneri legislative aflată pe site-ul CNAS, secțiunea Transparență Decizională, începând cu data de 1 a lunii următoare, celei în care intră în vigoare legea bugetului de stat pentru anul 2023, persoanele care nu fac dovada calității de asigurat pot să beneficieze și ele de un pachet minimal de servicii, pachet de servicii mult mai extins față de cel actual. Există însă și o condiție, aceea ca persoanele care nu fac dovada calității de asigurat să se înscrie pe lista unui medic de familie. Pachetul minimal de servicii medicale furnizate de către medicii de familie va cuprinde, potrivit propunerii legislative, servicii medicale curative, servicii medicale de prevenție și profilactice, servicii medicale la domiciliu, servicii diagnostice și terapeutice, servicii de administrare de medicamente. Conducerea Casei de Sănătate Vâlcea recomandă tuturor persoanelor care acum nu se află înscrise pe lista unui medic de familie aflat în relație contractuală cu o casă de asigurări de sănătate să opteze pentru un medic de familie liber ales, condiție necesară pentru a beneficia în viitor de serviciile medicale din pachetul minimal. Tot ce trebuie să facă o persoană neasigurată este să meargă la medicul ales și să depună o cerere de luare în evidență. Un nou lot de aparatură medicală a ajuns în aceste zile la Spitalul Județean din Drobeta, Turnu Severin. Echipamentele de ultimă generație au fost achiziționate în cadrul unui proiect cu fonduri europene, a cărui valoare totală este de 46 de milioane de euro. Valoarea echipamentelor ajunse în aceste zile la Spitalul Județean Mehedinț este de 6,5 milioane de lei. Pe lângă investițiile care au avut loc în achiziția de echipamente medicale în mai multe rânduri, între care inclusiv un computer tomograf, la cel mai mare spital din Mehedinț se derulează un proiect de reabilitare a întregii clădiri a unității. Se va extinde unitatea de primiri urgențe, iar noul ambulatoriu este aproape finalizat. Aceste aparate întăresc arsenalul nostru pe sfera de imagistică împreună cu computerul tomograf pe care recent l-am achiziționat.
De asemenea, este vorba și de alt tip de aparatură medicală, cum ar fi, de exemplu, și acest ventilator, cum ar fi stațiile de injectomate, seringe automate, avem de asemenea pulsoximetre mobile, avem aparat de măsurare a debitului cardiac minim invaziv, avem mese de operație achiziționate recent, toată această aparatură fiind necesară pentru diagnosticarea și tratarea pacienților care se prezintă în unitatea noastră medicală. Acestea sunt doar câteva dintre echipamentele care au ajuns în aceste zile în dotarea Spitalului Județean și care vor ajuta cadrele medicale la stabilirea unor diagnostice cât mai clare pentru un palier foarte divers de afecțiuni medicale. În cadrul acelui proiect, nu cu mult timp în urmă a fost achiziționat și un computer tomograf care va deservi noua clădire a policlinicii, după o perioadă în care a avut probleme cu specialiștii care să acopere compartimentul de imagistică, din cauza lipsei de medici, conducerea spitalului a reușit să rezolve și această problemă. Noi am reușit prin linia de gardă care a fost inițiată cu ajutorul teleradiologiei, cu un singur computer tomograf am reușit să o înființăm de anul trecut, însă ne vine în sprijin al doilea computer tomograf. Proiectul a fost depus de Unitatea Medicală în parteneriat cu reprezentanții Consiliului Județean Mehedinți, iar valoarea totală a sumei atrase este de 46 de milioane de lei în cadrul programului operațional pe infrastructură mare. Investițiile continuă, noi ne-am asumat multe proiecte importante pentru Spitalul Județean. Numai prin programul operațional regional finanțăm 6 proiecte. Se vede cum se reabilitează clădirile spitalului, se vede cum se lucrează foarte mult, se construiește o nouă unitate de primiri urgențe, suntem aproape gata cu o nouă clădire pentru ambulatorul de specialitate. În prezent, la Spitalul Județean din Drobeta Turnu Severin este în derulare și un proiect de reabilitare a întregii unități sanitare, care presupune modernizarea, creșterea eficienței energetice, refacerea instalațiilor termice, sanitare și electrice, dar și recompartimentarea spitalului în așa fel încât fiecare salon să aibă propriul grup sanitar. Drama cumplită prin care a trecut o femeie, o familie din Gorj, nu i-a lăsat indiferenți pe pompierii gorjeni. Aceștia au decis să o ajute pe femeie, care își crește singură cele două fetițe, și i-au adus dar de la Moș Crăciun, uși și ferestre noi pentru locuința ei. În 2008, o familie din comuna Scoarță era devastată de un accident în urma căruia 3 copii au murit. Anul trecut a murit și soțul, astfel că femeia își crește singură cele două fetițe. Pompierii au strâns bani și au ajutat la schimbarea ușilor și ferestrelor locuinței. Am încercat să suplinim cumva lucrurile materiale pe care un tată le oferă în mod normal copiilor lui și am încercat să le oferim hăinuțe și tot ce au ele nevoie pentru a avea acces la educație și pentru a avea bucuria sărbătorilor de iarnă. Pompierii au adus cadouri și la alte familii lovite de soartă pentru a le ajuta să aibă sărbători în tihnă. Păi cred că ajutoarele mele o să începem cu cel mai mic. Cu cadourile pentru tine, da? Da. Hai, vino la moșul. Mulți angajați au primit în aceste zile prime de Crăciun. Câteva companii și societăți au acordat bonusuri salariaților. Sumele au pornit de la câteva sute până la câteva mii de lei. La instituțiile publice nu s-au acordat prime de sărbători. Angajații Poștei Române au primit câte 300 de lei prima de Crăciun. Cred că e un caz unicat în companie. Prima de Crăciun nu numai că a fost la valoarea maximă neimpozitabilă, deci acei 300 de lei, dar am extins asta și către toți angajații, către toți copiii minori ai angajaților companiei. Deci avem undeva 23.000 de angajați, care 22.800 care primesc prima aceasta, plus aproape 8.000 de copii care la rândul lor primesc aceeași sumă de 300 de lei. Nu toți angajatorii au oferit prime de Crăciun, așa că nu toți oamenii au beneficiat de acest bonus. Nu. E primul an când nu primiți? Sau? Nu, e de o lună de zile. Sunt nou. Din noiembrie. Dar ceilalți colegi au primit? Nu au primit nici ceilalți colegi. Anul acesta am primit, ca în fiecare an, angajatorii au grijă de noi. În urma rezultatelor muncii noastre ne răsplătesc în fiecare an. Și angajații companiei Ford au primit prime. Suma care i-a revenit fiecărui angajat a fost de 1.300 de lei, la care s-a adăugat un bonus de 6.054 de lei brut pentru realizările din acest an. La Dacia Mioveni, angajatorul a hotărât să le acorde salariaților 1.600 de lei, iar la Societatea Electrocentrale Craiova prima a fost de 1.300. În acest an, primele, sub forma unor sume de bani sau în produse și etichete cadou care sunt oferite angajaților înainte de Crăciun, nu se impozitează în limita a 300 de lei.
S-a colindat în pas de defilare pe străzile din Caracal, unde militari români, polonezi și macedoneni au organizat un eveniment în așteptarea lui Moș Crăciun. Lor li s-au alăturat și militari din garnizoana Caracal, dar și mai mulți localnici, încântați de această inițiativă pe care și-o doresc permanentizată. Militarii au împărțit pe parcursul defilării mere, nuci și bomboane, iar la final au susținut un mic spectacol de colinde tradiționale românești și portugheze. Militarii de la garnizoana din Caracal, însoțiți de camarazii portughezi și macedoneni dislocați la noi în țară, au pornit în marș pe străzile din Caracal pentru a aduce spiritul Crăciunului. În timpul defilării s-au cântat colinde, iar mai multe ajutoare ale lui Moș Crăciun au împărțit nuci și mere localnicilor care s-au oprit să-i admire. Împărțim cadouri pentru copii, pentru oameni din localitate, adică vrem să aducem spiritul Crăciunului în Caracal. Demersul militarilor din garnizoana Caracal a fost răsplătit de localnici cu aplauze. Cu toții au apreciat inițiativa pe care și-o doresc a fi permanentizată. Frumos, mai ales că tocmai că e sărbătoare și sigur că se bucură. Mi se pare ceva ok. Ce e nou e ok. Ceva diferit. Foarte frumos. Am mai făcut până acum? Nu. E prima oară de când sunt eu, de 40 de ani, cum știu, n-am văzut niciodată la ceva. Am mai văzut și la televizor, de ce nu? Și de ce și noi n-am fi un exemplu frumos pentru noi, pentru locuitorii orașului Caracal? Un exemplu. Cel mai important era să aveți sufletul la dumneavoastră și importantul accesoriu Fășula de Moș Crăciun. Mulțumim foarte mult că ați venit într-un număr atât de mare. Ne bucurăm că au putut să facă parte din grupul nostru de colindători personalul portughez și personalul macedonian care este dislocat în garnizoana Caracal și se întrește cu structurile Batalionul 22, Batalionul Panteie și Batalionul 325 Artilerie. Evenimentul organizat de militarii din Caracal cu ajutorul colegilor portughezi, polonezi și macedoneni a fost o premieră. Ei vor ca aceasta să devină una dintre manifestările tradiționale în preajma Crăciunului și astfel să contribuie la schimbul intercultural dedicat tradițiilor de iarnă din fiecare țară, care este reprezentată prin militari în municipiul Caracal. În mini-vacanța de Crăciun, jandarmii vor fi la datorie, vor intensifica acțiunile preventive și misiunile pentru ca totul să se desfășoare în siguranță. Peste 250 de jandarmi vor participa în această perioadă la menținerea ordinii și siguranței publice. Pe lângă toate acestea, jandarmii fac și fapte bune, iar mulți dintre ei și-au înșușit deja rolul de Moș Crăciun. Mai multe detalii despre toate acestea aflăm la interviul zilei. A început mini-vacanța de Crăciun, jandarmii vor fi la datorie și în această perioadă. Ce misiune aveți? Într-adevăr, vom fi la datorie în această perioadă. În zilele 23-26 decembrie, Inspectoratul de Jandarmi Județean Mihai Bravul-Dol și Gruparea de Jandarmi Mobilă Frații Buzești-Craiova, alături de celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, vor diversifica măsurile și acțiunile de prevenire și combatere a faptelor de natură antisocială pentru asigurarea unui climat optim de ordine siguranță publică și vor acționa în zonele și arterele aglomerate, astfel încât cetățenii să se poată bucura de un Crăciun în liniște și siguranță. De asemenea, efectivele unității noastre vor asigura pe data de 23 decembrie măsurile de ordine publică la manifestarea cultural-artistică ce se va desfășura în piața Frații Buzești din municipiul Craiova. Totodată, pe toată această perioadă, peste 250 de jandarmi din cadrul ambelor unități vor participa la misiuni de menținere a ordinii publice, atât independent, cât și în sistem integrat cu colegii polițiști în patrule mixte polițist-jandarm. Recomandăm pe această cale cetățenilor care participă la diverse manifestări organizate în spațiul public să respecte în primul rând măsurile stabilite de organizatori, indicațiile forțelor de ordine, să acorde o atenție sporită bunurilor personale și copiilor dacă se află cu ei, astfel încât cei mici să nu se piardă în mulțime, iar în situația în care sunt martorii săvârșirii unor fapte de natură antisocială pot să apeleze cu încredere cea mai apropiată patrulă de ordine publică sau numărul de urgență 112.
Pe lângă toate aceste misiuni pe care le desfășurați practic zi de zi, acum, în preajma sărbătorilor de iarnă, știu că jandarmii au și misiuni de suflet. Ce astfel de acțiuni cu scop caritabil ați desfășurat în această perioadă? Într-adevăr, așa este. Spiritul Crăciunului înseamnă mai mult a dărui decât a primi și de fiecare dată am răspuns afirmativ familiilor care au diverse probleme. Și în acest an am desfășurat o astfel de acțiune umanitară la nivelul instituției noastre, acțiune umanitară care s-a bazat pe voluntariatul colegilor noștri. Am identificat mai multe familii, atât în municipiul Craiova, cât și în județul Dolj și am încercat, în calitatea noastră de mesageri ai moșului, să le aducem un zâmbet pe chip, un strop de speranță și încredere pentru mai bine. Ați mers la familii din Craiova sau și din județul Dolj? Și în municipiul Craiova am fost, și în județul Dolj. Le-am dus daruri, cadouri, produse alimentare, astfel încât să poată pătrundă și aceste familii încercate de diverse nevoințe și neputințe în spiritul Crăciunului. Nu este pentru prima dată când faceți astfel de acțiuni cu scop umanitar. Știu că și în alți ani jandarmii au fost alături de oamenii nevoiași. Permanent încercăm, așa cum a spus și dumneavoastră, pe lângă misiunile noastre curente, să fim alături de comunitate și prin astfel de acțiuni umanitare. Și, într-adevăr, am fost alături de cetățeni, fie că au fost sărbătorile de Paști, fie că au fost sărbătorile de Crăciun. Încercăm să fim cât mai aproape de comunitate și să-i sprijinim cât putem de mult și în măsura posibilităților noastre. Dacă vă place arta și doriți să intrați în atmosfera sărbătorilor, puteți admira două expoziții de pictură în această perioadă. În așteptarea Crăciunului și Salon de Iarnă pot fi văzute la galeriile Cromatic. În cadrul acestora au expus atât pictori profesioniști cât și tineri talentați. Zeci de artiști profesioniști și amatori și-au expus picturile în două expoziții la galeriile Cromatic din cadrul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj. Sunt 48 de expozanți. A zice că este o expoziție internațională pentru că avem participare inclusiv din Iran. Și sunt artiști din toată țara, artiști pe care, iată, au reușit să facă un salon de iarnă foarte, foarte reușit, fiecare aducând personalitatea prin lucrările domnilor lor. Avem alături de noi critici de artă. La vernisajul expozițiilor au participat atât artiști din cadrul Asociației Senior Art, care au expus lucrări, cât și admiratorii acestora. Cum vi se par lucrările? Au o încărcătură pozitivă toate. Unele mai spre viitor, altele parcă sunt desprinse din trecut. Mă duce cu gândul, e ca o călătorie în timp către trecut. Admir lucrările Asociației Senior Art Craiova. Nu este prima oară când sunt alături de ei, sunt parte din asociație și eu. Pasiunea pentru artă atrage oameni frumoși și acum de sărbători poate cu atât mai mult. Suntem încărcați de emoții, de bucurie și sunt lucrări de mare valoare. Foarte reușită, pe data asta chiar cu stiluri diferite, cu tehnici diferite, da, foarte frumos. Este un eveniment extraordinar, cu lucrări de calitate. Tot timpul avem de învățat din aceste întâlniri și doresc să păstrez această colaborare cu grupul Senior Art. Pe lângă artiștii profesioniști, au expus și copii talentați. Ce ai pictat? Tot felul de tablă frumoase, interesante, chiar și cu bebelușul Iisus. Am desenat câteva peisaje de iarnă, dar în general am desenat peisaje din natură, eu, sau animale, tot fel de chestii. Eu am desenat o priveliște și în general niște chestii de iarnă și un cățeluș. Cât de mult îți place să desenezi? Foarte mult. Eu am pictat două iconițe pe sticlă. Cât de mult îți place să pictezi? Îmi place foarte mult. Și ești mândră că ai o lucrare aici? Da, sunt foarte mândră. Expozițiile vor rămâne deschise până la 12 ianuarie anul viitor, iar intrarea este liberă. Vreme mai caldă decât normalul termic al datei din calendar astăzi în Oltenia, cel mai cald la ora 16, 12 grade la Râmnicu Vâlcea. Prognoza imediat.
Astăzi vremea a fost mai caldă decât normalul termic al datei calendaristice. La ora 16, temperatura aerului avea valori cuprinse între 4 grade la Voineasa și 12 grade la Râmnicu-Vâlcea. Izolat a fost ceață. La noapte, cerul va fi mai mult noros și pe arii restrânse vor fi precipitații slabe, mixte la munte și ploi în restul regiunii. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 2 și plus 2 grade. Pe arii restrânse va fi ceață, posibil asociată cu burniță. Mâine, vremea se menține mai caldă decât normalul termic al datei calendaristice în cea mai mare parte a regiunii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 și 11 grade. Izolat va fi ceață. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Telejurnalul regional de astăzi se oprește aici, dar nu uitați, dacă sunteți martori unor evenimente care pot deveni o știre, ne puteți trimite imagini și informații pe numărul de WhatsApp 0746 145 204. De asemenea, ne puteți contacta și pe pagina de Facebook TVR Craiova. Eu vă doresc o seară frumoasă și liniștită. La revedere!